Un tânăr în vârstă de 35 de ani din București a înscenat răpirea ca să facă rost de bani de la mama lui. Femeii s-au cerut 1.500 de euro drept răscumpărare. Potrivit unor surse, bărbatul se împrumutase de la proprietarul la care stă în chirie de 2000 de lei, sub pretextul fals că i-a murit tatăl și trebuie să-l înmormânteze. Acesta a consumat alcool de toată suma ca să facă rost de bani pentru a-i da înapoi proprietarului. Bărbatul, alături de prietenii săi, au pus la cale un plan știind că mama lui tocmai ce primise pensia. Astfel, tânărul și-a înscenat răpirea fiind ajutat de unul dintre prieteni. A fost legat de mâini și de picioare. Au trimis videoclipul mamei sale și au cerut 1.500 de euro în schimbul eliberării. Femeia a anunțat poliția, sesizarea fiind preluată de Serviciul Investigații Criminale Sector 5, care a demarat investigații și au identificat adresa unde ar fi fost săvârșită fapta. Cei doi bărbați au fost reținuți sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de șantaj, respectiv instigare la șantaj, și urmează să fie prezentați magistraților cu propunere legală, relatează știrile protv.ro.